pe 21 iulie 2020, ora 15:50. Un bărbat de 61 de ani din comuna Brodina, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Bucovinei, de pe raza orașului Vicovu de Sus, după o curbă ușoară la stânga, a intrat pe contrasens, unde s-a lovit în lateral cu un autoturism condus regulamentar de o femeie de 21 de ani din comuna Straja. În urma impactului a rezultat rănirea femeii de 21 de ani, care a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal ce va fi soluționat procedural.